născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, sfintei și dumnezeiești icoane tale cu dragoste și cu credință închinându-ne, o sărutăm mulțumind, căci prin trânsa celor credincioși le dăruiești cu adevărat tămăduiri sufletelor și trupurilor. Pentru aceasta strigăm către tine, slavă Fecioriei tale, slavă milostivirii tale, slavă purtării tale de grijă, ceea ce ești una binecuvântată. Chipului tău, preacurată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ne închinăm credincioșii, cinstindu-L după vretnicie, căci ne păzești și ne izbăvești din toate nevoile și de relele întâmplări. Deci, mulțumind, strigăm ție, bucură-te, Fecioară, nădejdea și slava creștinilor! Glăsuiesc atât de frumos troparul și condacul icoanei Maicii Domnului Prodromița. Iubiți telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Glasul Bisericii, la postul de televiziune Nord-Vest TV Satu Mare. Am început emisiunea cu aceste minunate stihuri, pentru că miercuri, 12 iulie, am avut o mare sărbătoare în biserica noastră, în Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului. Miercuri am serbat icoana Maicii Domnului Prodromița. Și știm că icoana originală a Maicii Domnului Prodromița se găsește în schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos. Și Maicuța Domnului, în dragostea ei nemărginită față de sădmăreni, a rânduit ca o copie după această icoană să ajungă și aici, în biserica noastră, în inima Sătmarului, în Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Și este o icoană foarte iubită de către credincioși. Și aș dori să istorisesc, pentru că n-am spus niciodată, modul în care Maica Domnului a lucrat pentru ca această icoană să ajungă aici. Anul trecut, 2022, a fost un an important pentru biserica noastră, sărbătorind 85 de ani de la ridicarea acestei mărețe catedrale. Și pe la începutul anului, într-o seară, într-un amurg, primesc un telefon de la un credincios care se prezintă și îmi spune că dorește foarte mult ca a doua zi să ne întâlnim la biserică pentru a discuta ceva foarte important. Zi și făcut, am stabilit o întâlnire pentru a doua zi la biserică și înainte de Sfânta Liturghie ne-am întâlnit. Cu emoție, domnul respectiv îmi spune că de mult timp s-a gândit să comande o copie după icoana Maicii Domnului Prodromița pentru a o dona unei biserici din România. Însă nu era decis în care biserică să ducă acea icoană. Dânsul fusese la Sfântul Munte cu o mare problemă și rugându-se la Prodromu, la icoana Maicii Domnului Prodromița, Măicuța Domnului l-a ajutat și acea problemă foarte mare, printr-o minune dumnezeiască, s-a rezolvat. Și drept mulțumire, dânsul dorea să facă această donație. Neștiind unde să ducă icoana pe care ar fi urmat să o comande, s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu să-i dea un semn. Și fiind într-un pelerinaj în Moldova, s-a oprit câteva zile la mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Și seara, după vecernie, el a rămas puțin acolo în Sfânta Biserică, cu capul plecat pe racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Și acolo s-a rugat Sfântului Ioan să mijlocească la Dumnezeu să-i dea un semn. Și stând acolo și rugându-se și reflectând, meditând,
i-a apărut dintr-o dată în fața ochilor imaginea acestei biserici. Și-a înțeles mesajul Maicii Domnului că icoana Prodromița trebuie să ajungă aici. Am discutat, eu plin de emoție am rămas fără cuvinte. Nu mă puteam gândi vreodată că vom primi un asemenea dar, mai ales că eu mergeam des la Sfântul Munte și mă rugam înaintea icoanei Maicii Domnului Prodromița cu multă dragoste, cu multă evlavie. Am acceptat imediat, așa că am dat comanda pentru a se face icoana și în foarte scurt timp părinții Prodromiți au reușit să realizeze această minunată icoană, precum o vedeți. Sunt foarte rare aceste icoane, exact cum arată aceasta în întreaga lume ortodoxă. De aceea bucuria noastră nu poate fi cuprinsă în cuvinte. Și chiar în postul Sfintei Mării, anul trecut, icoana a ajuns în satul mare. Între timp am comandat și acest baldachin frumos, care prin mărinimia unor credincioși a fost așezat aici. Icoana a stat în altarul bisericii noastre între zilele 26 și 28 august. Și doresc să mărturisesc faptul că atâta timp cât icoana a stat în Sfântul Altar, o porumbiță s-a așezat la geamul bisericii noastre, geam aflat în Sfântul Altar. Și dacă vă uitați din exteriorul bisericii, este foarte greu să stea un porumbel sau orice altceva pe pervazul geamului. Dar această porumbiță a stat neîncetat și cei care slujim aici împreună pot da mărturie despre acest lucru. Această porumbiță a stat acolo cât timp icoana a rămas în Sfântul Altar. Și citind acatistul, am văzut că la un moment dat Maica Domnului este numită porumbiță. Atunci am făcut legătura între porumbița de la geamul bisericii noastre și Măicuța Domnului Prodromița. În data de 28 august, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a sfințit această icoană și după aceea a fost așezată la locul ei. Atunci, fiind prezent și un prieten drag de-al nostru, Părintele Emil Nedelia Cărămizaru, preot paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București, care la rândul sfinției sale ne-a adus un mare dar, o icoană cu sfinții martiri brâncoveni, icoană care poartă în sine un fragment din moaștele Sfântului Constantin Brâncovianu, domnitor martir. Iată, iubiți credincioși, pe scurt, câteva date despre modul în care a ajuns icoana în biserica noastră. Și de atunci, credincioșii și noi preoții, ne rugăm cu toții, cu multă evlavie, Maicii Domnului, stând înaintea icoanei și sărutând-o cu dragoste. Multe fapte minunate s-au întâmplat și se vor întâmpla în continuare. Însă doresc să amintesc doar două minuni care s-au întâmplat prin venirea aici a Maicii Domnului Prodromița. Două familii luptau de ani întregi să aibă fiecare familie câte un copil. Și nici cum n-au reușit. Orice tratament s-a făcut, orice demers s-a făcut. Însă de îndată ce a ajuns aici icoana și au început rugăciunile către Măicuța Domnului, ambele familii au primit de la Dumnezeu dar de copii. Și mare coincidență că ambele mame au născut câte un băiețel în aceeași zi, urmând, bineînțeles, să se bucure de acești copii. Fiecare familie a primit așadar câte un băiețel și așa cum s-au rugat mamele, fiecare ține un băiețel în brațe
după cum Maicuța Sfântă îl ține în brațe pe Iisus, pruncul. Maicuța Sfântă a lucrat și va lucra în continuare pentru cei care cu credință o cheamă în ajutor. Mă voi opri aici cu expunerea mea, pentru că astăzi avem un invitat deosebit, un invitat drag dumneavoastră, telespectatorilor, credincioșilor, și anume pe Părintele Cristian Sabo. Îl cunoașteți, pentru că dânsul a mai participat la emisiunile noastre, este preot paroh al Parohiei Ortodoxe Săi, dar totodată și profesor de religie, conducând și copiii și credincioșii pe calea mântuirii. Părinte drag și scump, bine ați revenit! Doamne ajută, bine v-am regăsit pe Cucenice, Părinte, și vă mulțumesc frumos încă o dată pentru invitația deosebită. Astăzi, parcă este așa o adevărată încărcătură, încă de la Sfintele Evanghelie și de la tot ceea ce noi trăim, să zicem așa, nu neapărat o nevoință, cât partea aceasta duhovnicească, creștinească, de care avem nevoie cu toții, și am simțit așa o bucurie în momentul în care am intrat în biserica dumneavoastră, observând atât icoana Maicii Domnului la Prodromița, cât și parcă aerul, în schimb, s-a schimbat aici în biserica dumneavoastră. Și lucrul acesta se simte cu atât mai mult când îți pleci genunchii în fața Maicii Domnului și îi cere ajutorul pentru orice încărcătură pe care o poartă sufletul în momentul acela. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Și eu, Părinte drag. Ne găsim prin îngăduința lui Dumnezeu în duminica a șasea, de după pogorârea Sfântului Duh, adică de după Rusalii, cum zicem noi, cum așa apare este scris și în calendar. Și în această zi, la Sfânta Liturghie, citim o scurtă pericopă evanghelică, dar plină de semnificații. Semnificații pe care, Părinte, dumneavoastră va trebui să le scoateți în evidență, deslușind mesajul Mântuitorului Iisus Hristos. Această pericopă se numește A vindecării slăbănogului din Capernaum și este cuprinsă în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, versetele 1 până la 8. Cum ne-am obișnuit, voi da citire pericopei, apoi vă predau microfonul. În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăsnește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice, iertate sunt păcatele tale, sau a zice, ridică-te și umblă? Dar ca să știți că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: ridică-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și ridicându-se, s-a dus la casa lui. Iar mulțimile, văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care dă oamenilor asemenea putere. Vă ascultăm, Părinte. Precum ce începe, Părinte, iubiți telespectatori, duminica aceasta, într-adevăr, are o însemnătate foarte profundă în ceea ce prezintă atât Evanghelia, cât și, și nu pot să trec cu vederea, de a aduce aminte de Sfinții Părinți, care au fost prezenți la Sinodul al IV-lea Ecumenic la Calcedon în anul 451. Un sinod care a fost ținut, într-adevăr, la cerința acestei tulburări aduse de un călugăr, Eutihie, din Constantinopol, care mărturisea în teza dumnealui o credință, o idee, o erezie care era atât de contrar bisericii, întrucât vom vedea cum ea se deschide astăzi în Evanghelie și ne dă o explicație deosebită însăși de cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos.
și anume monofizismul, el precizând că crede în cele două fire ale Mântuitorului Iisus Hristos, doar că odată prin întruparea Mântuitorului, firea divină este cea care preia controlul și diminuează firea omenească, astfel încât rezultă la sfârșit din opinia sa că Mântuitorul ar fi avut doar o singură fire, cea divină. Acum, cum spunem noi, a început bine și a terminat prost. Adică n-a mers în direcția în care ar fi trebuit să vadă adevărul pe care biserica noastră îl mărturisește de atâta timp, inclusiv începând de la Sfinții Apostoli și până în zilele noastre. Bineînțeles că aceste sinoade ecumenice au fost necesare tocmai în ideea că astăzi noi să luăm precum copilașul ia fructul din pom gata, făcut. Fiindcă învățăturile uneori pot să-l ducă pe om spre pierzare. Și această învățătură era foarte importantă. Cum putem să spunem că Iisus Hristos nu ar fi avut cele două firi și nu ar fi rămas cu cele două firi? Întrucât dacă am merge pe mărturisirea acestui călugăr, acestui eretic călugăr, am fi ajuns la ideea că toată întruparea Mântuitorului și răscumpărarea ar fi fost egal cu zero. Ar fi nimicit întreaga învățătură sau dogma bisericii noastre prin care Mântuitorul Iisus Hristos a întrupat și a răscumpărat firea omenească. Și asta observăm fiindcă în urma acestui sinod se va discuta și se va prezenta adevărul care va fi mărturisit mai departe până în zilele noastre ca fiind să zicem așa, în miezul atenției dogmelor bisericești, de a crede că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, a avut fire dumnezească, dar cât și fire omenească, sau așa cum mărturisește chiar și în Evanghelia de astăzi, Fiul omului. Evanghelia de astăzi este cu adevărat o Evanghelie deosebită care ar trebui uneori să, numai printr-o scurtă citire, ar trebui să ne amintească puțin de zilele noastre, de viața noastră și de starea în care ne aflăm și viețuim. Pentru că parcă vedem cum cuvântul lui Dumnezeu este atât de actual, chiar dacă a fost scris acum 2000 de ani aproximativ, totuși este atât de actual și se prezintă într-o lumină divină atât de frumoasă, întrucât parcă ar vrea să ne trezească și să ne spună exact ceea ce mărturisește Iisus Hristos la sfârșit: Fiule, iertate sunt păcate. Mântuitorul Iisus Hristos spune că fiind, cum era el de obicei, îmbulzit de populație, apare, iată, un om care era bolnav, un om paralizat, un om care cunoștea ce înseamnă suferință, dar care a fost adus de către cei patru prieteni, a cărui nume nu este rostit și vom vedea și de ce, care prin credința lor, pe care o mărturisește însuși Mântuitorul, văzând Iisus Hristos credința lor, îi dărește acestui om vindecare. Prin puterea lor de a da la o parte acoperișul, de a se implica atât de mult de la început și până la capăt pentru prietenul lor și de a-l aduce înaintea lui Dumnezeu ca să primească vindecare și sufletească și trupească. Vă dați seama, într-adevăr, ce înseamnă prietenia adevărată, curată, sinceră, statornică și cât de greu este și în ziua de astăzi să găsim asemenea prieteni. Cum ziceați, Sfinția voastră, Mântuitorul era îmbulzit de oameni. În casa în care se găsea el, nu se mai putea intra. Și acești oameni, acești prieteni, venind cu prietenul lor, slăbănogul, văzând atâta mulțime, s-ar fi putut lăsa pe gubași. S-ar fi putut întoarce din drumul lor. Dar ei vor să-și ajute prietenul cu orice preț. Vorba aceea, prietenul la nevoie se cunoaște. Și nu numai că nu cad în deznădejde, nu numai că nu se întorc din drumul lor, ba, găsesc o soluție atât de ingenioasă. Urcă pe casă și de acolo, prin acoperiș, lasă în fața Mântuitorului patul cu slăbănogul. Cum să nu fie impresionat Mântuitorul de credința lor, de devotamentul lor, de dragostea lor, de prietenia lor?
Așa este. Și mai departe, mai mult decât atât, vrând să arate Mântuitorul Iisus Hristos atât partea pe care El o mărturisea prin cuvânt în fața tuturor, că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului în același timp, Mântuitorul se lasă, așa cum am spus noi, dus de val, arătând credința acelor oameni cât de importantă este ca fiecare să vegheze unul asupra celuilalt, dar cu adevărată inimă, cu un suflet sincer, cum ați spus și Sfinția voastră, pentru că atunci când îți pui sufletul tău pentru prietenul tău, îți câștigi mântuirea. Zicea la un moment dat prefecitul Patriarh Daniel că credința celor milostivi vindecă bolnavi. Și asta se și întâmplă. Omul care vine la biserică, fie că îl trece în pomelnic, nu neapărat doar familia, noi ne-am obișnuit să zicem așa, ne rugăm pentru tata, pentru mama, pentru copii, pentru toți cei cunoscuți ai noștri. Dar uneori, aș putea spune că este nevoie de incluziunea noastră în rugăciune și pe cei care poate nu sunt chiar atât de apropiați, pe vecinii noștri, inclusiv pe vrăjmașii noștri. Așa ni se spune în Sfânta Scriptură, rugați-vă pentru vrăjmașilor, binecuvintați. Deci, noi trebuie să căutăm ceea ce Dumnezeu ne spune, să nu vă limitați la o simplă mediocritate sufletească, ci încercați să depășiți dincolo, să vedeți cu adevărat lumina divină. Și aici se observă în momentul în care acești patru oameni vor păși, practic, prin credința lor, sufletul acestui om bolnav, care cu adevărat avea nevoie, și acesta primește vindecare. Iisus Hristos îl primește cu brațele deschise. Și nu numai, îl și apără. Pentru că, în primul rând, nu vestește nimănui care este boala acestui om. Nu întreabă de ce suferi. Nu le spune tuturor de ce s-a îmbolnăvit omul acesta sau ce neputință sufletească o fi avut încât să fie legat, paralizat pe viață. Sau ce păcate la pasă. Da. Și, a fost discret Mântuitorul. Exact ceea ce se întâmplă și în biserica noastră când vine vorba de taina spovedanii. Da. Aici vreau să ajung, cum iată cei patru prieteni se transformă în cei patru prieteni pe care avem noi astăzi. Biserica, sfinții, preoții și toți cei care sunt acolo mereu pentru cei care au nevoie, sunt de putință, necazuri și caută ca să se apropie de Dumnezeu. Apoi, boala pe care a avut omul acesta, care devine ca un fel de pedagog divin, un pedagog care, cu toate că vedem o suferință și ne doare, dar în același timp trebuie să vedem partea bună, apropierea față de Dumnezeu. Câți în zilele noastre, Părinte, că ați amintit de icoana Maicii Domnului, de minune pe care le săvârșește, câți nu sunt apropiați de Dumnezeu prin anumite boli și încercări? Nu pentru că Dumnezeu vrea să-i piardă, că El așa ne spune, caută mântuirea tuturor celor care vin în această lume, căci Dumnezeu nu vește moartea păcătoși să se întoarcă și să fie viu, ne spune Sfânta Scriptură. Dar uneori, poate că și noi avem nevoie așa de o, să nu fie prea vulgar, spunând o palmă din partea lui Dumnezeu. Un bobornac. Așa. Cât să ne trezim un pic la realitate și să ne dăm seama că nu suntem pe calea cea bună, că nu suntem pe drumul cel bun și că dacă vom continua ne vom pierde cu totul. Pentru că până la urma urmei, boala nu este pierdere totală. Suferința poate să fie mântuitoare, dar osânda veșnică este ultimat. Nu mai este dincolo de. Dacă vom pierde pe Dumnezeu, vom pierde sănătatea sufletească și tupească și ne depărtăm cu adevărat Dumnezeu și pășim în întunericul suprem, osânda veșnică pentru noi va reprezi sfârșitul. Dar Dumnezeu iată cât de milostiv este și ne iubește așa de mult. Întotdeauna caută cumva să găsească modalitate să ne salveze. Și este salvat acest om. Întâi de toate îi săvârșește Mântuitorul această vindecare sufletească, în care îi spune, iertate-ți sunt ție păcatele. Lucru care, bineînțeles, a adus vrajbă și mânie în inimile unor farisei. Mare controversă. Farisei, pentru ei mare controversă. Aceiași farisei pe care găsim și astăzi, ce părinte, când cineva face un lucru bun, imediat se aprinde cineva cu mânie. Cum ai putea să te aprinzi cu mânie când vezi că cineva face ceva bun? Deci, în fața luminii lui Hristos, nu se poate aprinde cu mânie decât vrășmașul. De ce? Pentru că el nu suportă binele. N-are cum să suporte lumina, întunericul lumina.
Și tocmai de aceea Mântuitorul îi ceartă și ia apărarea acestui bolnav și îi spune ce este mai lesne, îi spune, tate, să păcatele sau ia-ți patul tău și mergi la casa ta, ca să vedeți că ce putere are Fiul omului. Și aici se face pe sine însăși Fiul al omului, adică are acea fire omenească pe care o poartă în ființa sa, dar în același timp, prin iertarea păcatului, se dovedește și prin vindecarea fi și Fiul al lui Dumnezeu. Iar lucrurile acestea au adus o liniște totală, astfel încât nimeni, toți au amuțit că nu aveau curajul ca să mărturisească împotriva cuvântului Dumnezeu. Și mai departe, bineînțeles, își primește acest om vindecarea de care a avut nevoie cea trupească, întrucât îi spune Mântuitorul, ia în sfatul tău, poți să pleci la casă, ești vindecat. Toată această stare care te umple așa de un suflu duhovnicesc puternic, care nu că ne tulbură, ci oarecum așa ne trezește, ca și atunci când asculți o piesă foarte frumoasă și simți cum se ridică părul pe mâini. Este aceea stare care se trezește și în sufletul nostru, gândindu-ne de fapt cât de important este ca să cerem iertare de păcate la Mântuitorul Iisus Hristos, ca să primim mai apoi vindecare sufletească. Ori toate aceste lucruri trebuie să fie pornite prin, că dacă tot astăzi este și rugăciunea lui Iisus Hristos, tot se face prin rugăciune, post și, cel mai important, fapte bune. Fapta bună am văzut-o la cei patru tineri. Credința am văzut-o, prin care trebuie să izvorească rugăciunea și care să înalțe pe om până la Dumnezeu. Și mai departe, iată, rugăciunea să fie una sinceră, să-și dorească, da, eu îmi doresc să mă vindec, nu eu. Că aici vreau să pomenesc și pe Sfântul Apostol Pavel, care, sărmanul, el avea o boală, da. Era bolnav și de trei ori cere ca să fie vindecat și de trei ori primește răspuns din partea Dumnezeu și îi spune, veți ajunge harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Lucrurile acestea ar trebui să fie cu adevărat lumină astăzi pentru sufletele noastre, astfel încât să vedem dincolo de vrăjmășia pe care au avut-o fariseii, să nu ne legăm de lucrurile minuțioase sau ceea ce nu înțelegem pe moment și să judecăm, pentru că Hristos nu l-a judecat pe cel bolnav când a fost în față, ci l-a vindecat. Dacă l-ar fi judecat, ar fi spus, iată, nevrednicul, omul acesta, a făcut asta, a făcut iată asta, ce a făcut, merită să sufere. Da. Îl voi vindeca, că mi-a cerut să-l vindec, dar uite, totuși Mântuitorul nu se îndreaptă spre această judecată, ci dimpotrivă, Hristos vrea să-l salveze. Și asta face. Păcatul poate să fie o cauza bolii? Așa este, preacucenice părinte, în ghearea de astăzi, păcatul poate să fie într-adevăr uneori un început pentru boala pe care o exteriorizează mai apoi prin trupul nostru. Dar, așa cum am menționat, nu neapărat omul cel bolnav este să fie un om păcătos sau mai păcătos ca și mine sau ca și altul. Ci uneori boala este dată ca neputință în fața omului pentru această apropiere față de Dumnezeu. Dar, într-adevăr, în cele mai multe cazuri, boala, precum și moartea sufletească, poate reprezenta o urmă destul de puternică a păcatului pe care noi le păstrăm în suflet și de care nu putem să ne dezlipim. Mi-aduc aminte de Sfântul, de fapt, cuviosul Sofronie de Essex, spunea la un moment dat atât de frumos, zice, eu când mă rog, mă rog pentru lume, dar mă întristează că oamenii nu primesc iubirea dumnezeiască. Ei, și atunci, ceea ce vreau eu să spun, că noi păcătuim atât de des, dar nu ne cerem iertare atât de des. Și păcatul fiind orice facem împotriva poruncilor dumnezeiești, împotriva ceea ce ne învață, împotriva ceea ce purtăm noi în suflet din partea Dumnezeu ca dragoste divină, iată, el va ieși ca și viermele din măr. După ce l-a mâncat în interior, iese și în exterior. Și atunci, imediat,
se poate vedea boala pe fața omului, în privirea lui, în pașii lui, în faptele sale și, bineînțeles, în întreaga sa viață. De aceea, Mântuitorul ne atrage oarecum un semnal de alarmă astăzi și ne învață că dacă vom lăsa ca păcatul să nădăjduiască în sufletele noastre și nu ne apropiem de Dumnezeu, ci dimpotrivă, din încăpățânarea pe care o avem de multe ori, rămânând în starea noastră de păcat, vom pierde veșnicia. Dar, în același timp, ne și învață să avem curaj, dacă nu noi, să fim noi pentru alții curaj și să mergem înainte lui Dumnezeu să cerem iertare de păcate și vindecare atât sufletească cât și trupească. Într-adevăr, toți suntem supuși păcatului, greșelii. Dacă zicem că nu avem păcat, suntem mincinoși și adevărul nu este într-un noi. Însă dacă ne cerem iertare, dacă ne căim, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de toată răutatea și de toată nedreptatea. Însă trebuie să facem o căință potrivită pentru păcatele săvârșite. Dumnezeu se întristează atunci când cădem, însă mult mai tare se bucură atunci când noi ne ridicăm. Tot la Sfântul Munte discutam cu un părinte care are supranumele de teologul, care viețuiește cu părintele Pimen Vlad într-o chilie la Sfântul Munte, la schitul românesc Lacul. Și printre altele l-am întrebat: părinte, care credeți că ar fi cel mai mare păcat al societății contemporane? Și îmi spune părintele teologul: cel mai mare păcat, zic eu, este desnădejdea. Am stat și m-am gândit la cuvintele lui și într-adevăr, așa este. Desnădejdea este cel mai mare păcat, că atâta timp cât ai nădejde, te poți îndrepta. Dar în clipa în care cazi în deznădejde și consideri că totul este pierdut, atunci intervin adevăratele probleme. Că atunci negi că Dumnezeu nu mai este iubire, că nu este iertare, sau că vorbeam despre iertare, da. Că nu mai este lângă tine și în tine, nu mai crezi în puterea spovedaniei, în puterea Sfintei Împărtășanii și de acolo apar nenorociri dintre cele mai mari. Zicea părintele că nu depresia este cea mai puternică, ci deznădejdea. Dar și în deznădejde fiind, totuși, dacă ai lângă tine oameni de încredere, cum au fost cei patru din Evanghelia de astăzi, te poți ridica. Pentru că poți fi readus la liman și de acolo îți poți readuce aminte de Dumnezeu care te reprimește ca pe fiul risipitor în brațele sale iubitoare, că El așteaptă. Te așteaptă să ieși din acea stare. Și pericopa evanghelică justifică foarte bine rugăciunile pe care le facem pentru ceilalți, chiar rugăciunile preotului pentru credincioși. Rugăciunile pentru alții au mare putere înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ele înseamnă iubire, înseamnă generozitate, bunătate, dăruire. Și nu se poate ca Dumnezeu să nu țină cont de asemenea sentimente nobile, cum s-a întâmplat și în Evanghelia de astăzi. Așa este, preoncenice părinte, și mai încă un lucru pe care aș vrea să-l scot în evidență, în ceea ce ne arată pericupa evanghelică de astăzi, faptul că, precum omul vine în Sfânta Biserică, așa cum vedem pe Mântuitorul săvârșind această minune și trimițându-l pe acasă pe omul gata, sănătos, dintre cei care vin și participă la Sfânta Biserică, prietenul de cel de nădejde cu adevărat, care este mereu prezent în viața lui, trebuie doar să-l accepte, să-l primească, trebuie să și acceptăm prietenii, că deja mai avem dacă îi depărtăm. Și prin această prietenie, omul venind în Sfânta Biserică nu numai că se unește cu Iisus Hristos prin trupul și sângele Mântuitorului, se împrietenește cu Sfinții care vor fi mereu alături de El, cu Maica Domnului care va fi prezentă, ocrotitoarea Lui și a familiei sale, dar cu atât mai mult El se duce acasă sănătos. Asta este foarte important. Omul care vine la biserică și se duce acasă mânios,
înseamnă că acolo este o problemă. Da. Deci omul care vine la Sfânta Biserică, oricât de mânios ar fi, oricât de deznădăjduit ar fi, el își găsește locul acela potrivit prin care, prin rugăciune, prin, nu doar rugăciunea comună, că omul stând în biserică, gândul lui poate să fie mai sus decât a celorlalți, dar prin rugăciunea pe care o săvârșește, el să meargă acasă, atât de împăcat, plătește că Dumnezeu, prin harul său, i-a liniștit sufletul. I-a luat valiza de păcate, să zicem așa. L-a întărit și l-a trimis acasă ca un om nou nouț. Pentru că asta voiește Dumnezeu, de fiecare dată să renoiască firea omenească prin tainele pe care le avem aici în Sfânta Biserică, prin rugăciunile frumoase, ierugiile și toate celelalte care trebuie să facă parte din viața creștinului. Ne atrag cu mare, mare atenție. Spre exemplu, mă voi duce puțin și spre tineret, ca să atrag atenția puțin. Parcă v-am transmis gândul. Pentru că eu, cel puțin la țară, nu știu cum este aici la oraș, în privința Sfintei Liturghii sau celelalte slujbe, dar am observat cum, spre exemplu, pe unii îi înmormântăm, îi ducem la întâlnirea cu Dumnezeu. Dar după aceea, următoarea duminică, văd cum rămân locuri goale în Sfânta Biserică. Altceva ar fi fost să fie pline în continuare. Da. Pentru că asta înseamnă ca urmaș. Dacă nu sunt pline, înseamnă că nu mai au urmaș. Dar urmașii sunt, dar unde sunt? Și mă întristează, ceea ce spunea și cuviosul Sofronie, mă întristează faptul că încercăm, puterea nu este numai la noi, ci puterea este de fapt la Dumnezeu, chiar dacă ne spune la sfârșit pericopa evanghelică de astăzi că ce putere mare a dat Dumnezeu omului, ca omul să-și primească prin harul său iertare de păcate, să se întoarcă acasă sănătos. Dar mă întristează faptul că rămânem așa într-o încăpățânare din cauza ideologiilor globaliste și alte noutăți care vin asupra sufletelor tinere și firave, care încăpășesc așa într-o manieră destul de țanțoșă, dar într-o lume mai mult luciferică, într-o lume în care caută să fie omul fără de Dumnezeu, desacralizată, fără de tată și fără de mamă. Și asta înseamnă că omenia va lipsi, curajul, credința, iubirea dintre oameni. Dezumanizarea. Și cu toate acestea se va ajunge întrucât, da, vom fi ca și acei roboți care se face numai ceea ce ni se spune, ceea ce găsim doar în întuneric și nimic din ceea ce ne arată Dumnezeu sau ne-a învățat prin Sfânta Evanghelie. E trist. Eu, în satul meu, am observat încă un lucru, cu toate și cu siguranță, toți preoții încearcă să atragă tineretul de astăzi. Săvârșind tabere, săvârșind școli de vară. Și noi vom avea școală de vară și sunteți invitați, părinte, dacă veți avea timp. Noi am avea onoare dacă ați venit în mijlocul nostru. Mergem cu televiziunea. 27-28 iulie vă așteptăm la tabăra de școală de vară, de fapt, care va fi la, vom ține la Măriuș, acolo suntem un grup de preoți uniți care încercăm să facem tot ceea ce putem, sau ne stăm putere să îi aducem pe acești tineri. Dar problema este că ne trezim de multe ori fără acești tineri, vin la activități, vin în tabe, vin când este vorba să fie chemați. La ore de religie, eu mi-aș dori să nu fie chemați de către preot și să vină la Sfânta Biserică. M-aș bucura să-i văd că vin, nu pentru că își găsesc neputințele la o anumită vârstă, zic că părinte, ce am pățit, uite, acum îl cunosc pe Dumnezeu. Vreau să-i văd pe oameni că vin din propria lor inițiativă, din inimă deschisă, din iubire sinceră, ca să se apropie de Dumnezeu și să nu fie nevoiți ca să cadă înainte ca să se ridice. Să fie într-o adevărată unire într-un Iisus Hristos, așa cum mărturisim în fiecare în Sfânta Evanghelie. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim, dar să mărturisim cu toții în acel gând, aici în Sfânta și Dumnezească Biserică. Acum rămâne probabil și la
nădejdea pe care o purtăm în suflet, că Dumnezeu nu ne va lăsa lipsiți de tineret. Și nădăjduim că tineretul va încerca să simtă, nu neapărat prin tradiții, mă refer neapărat tradiții, că am observat că se poartă la modă foarte mult tradițiile acestea, sau lucrurile tradiționale, mai bine spus. Sinceri, să fie oameni sinceri, așa cum sunt ei, să vină la Sfânta Biserică, să facă parte, ei sunt de fapt biserica, nu doar clădirea, ei sunt cei care, ca mădulare a Mântuitorului Iisus Hristos, mărturisesc cu adevărat pe Dumnezeu cel viu. Nu doar preotul singur se roagă în Sfânta și biserica trebuie să fie vie, sigur, prin membrii ei. Da. Și, într-adevăr, este foarte bine că luptați în această direcție și chiar le rog pe Dumnezeu să vă dea putere în continuare, să-i ajutați pe tineri, pe copii să conștientizeze faptul că biserica înseamnă familie. Așa este. Familia pe care mai departe o desăvârșim acasă, prin dragostea mamei, a tatălui, a copilor, a bunicilor, sau cum am zis de la început, chiar și a vecinilor, sau celor care caută de multe ori să le dăm o bună ziua, că totuși suntem într-un an în care trebuie să mărturisim pe cei care sunt înaintașii noștri, care datorită lor suntem noi astăzi, și pe care ar trebui din când în când să îi mai căutăm, că săracii sunt bolnavi, sunt uitați. Acum, vorbisem uneori cu anumiți părinți și îmi ziceau, părinte, noi am dorit să-i atragem pe copii la biserică sau să mergem la sate, dar nu mai avem pe nimeni la sate. Pe zic, cum să nu? Mă aveți pe mine. Îi aveți pe ceilalți pe care nu-i cunoașteți, care singuri și pe care nu-i caută nimeni. Ia căutați-i voi, că tot ai voștri sunt. Dacă nu sunt ai voștri, ai cui să fie? Sunt ai lui Dumnezeu. Și până la urmă, acolo se desăvârșește cu adevărat iubirea lui Dumnezeu, în momentul în care noi suntem aproape de cei care nu-i mai caută nimeni, că așa ni se spune. Fie că am fost închiși și m-ați căutat, sau că am fost bolnav și m-ați căutat. Avem mulți oameni neputincioși, haide să-i căutăm. Să nu așteptăm să vină să bată ei la noi la ușă, că nu vor veni. Noi să-i căutăm. Nu caut demnitate și nu vin. Părinte drag, domnul Robi din regie ne face semn că timpul s-a scurs cu repeziciune. Aș fi avut multe să vă mai spun. Mai avem încă multe de discutat, însă ne vom reîntâlni cu ajutorul lui Dumnezeu și vom mai discuta multe alte teme extrem de actuale. Vă felicit, Părinte, pentru activitățile dumneavoastră și dacă tot urmează să vă întâlniți cu copiii la Măriuș, cu tinerii, cu elevii, învățați-i și de data aceasta ce înseamnă adevărata prietenie. Și că, așa cum a spus Sfinția voastră, un prieten nu trebuie doar făcut, ci trebuie și păstrat. Iar adevăratul prieten nu este cel care, atunci când te vede căzut, te îndeamnă, hai să bem, să fumăm, să ne drogăm, că așa uităm de necazuri. Nu, adevăratul prieten te va îndemna mereu în direcția cea bună. Te mai și ceartă. Te mai și ceartă, te și mustră, dar fiind adevărat prieten, nu te superi pe el. Pentru că îți dai seama că mustrarea lui este spre îndreptare și este lângă tine, cum zice românul, și la bine și la greu. Ce bucurie este când auzim cuvintele Mântuitorului, voi sunteți prietenii mei. Cel mai bun prieten este chiar Mântuitorul Iisus Hristos. Dar și Măicuța Sfântă este o mare prietenă și mijlocitoare pentru noi înaintea Fiului ei. Și Sfinții, și Sfinții Îngeri, care toți luptă pentru mântuirea noastră, doar să dorim să ne mântuim. Părinte, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră și abia aștept să ne revedem pentru a ne continua dialogurile noastre. Poate vom face o serie de dialoguri filmate la postul de televiziune Nord-Vest TV prin amabilitatea domnului Robi și a domnului director Răzvan Govor. Mulțumim, Părinte! Și eu vă mulțumesc din suflet pentru ce, Părinte! Și să fiți sănătos! Și mai vreau să mă invit, dacă îmi permiteți câteva secunde, vreau să vă invit pe data de 27 august în Parohia Ortodoxă Română Sâi, pentru ca să veniți dinpreună cu credincioșii noastre, dacă veți putea, biserica noastră va împlini 50 de ani. 50 de ani de când a fost construită și dorim ca să mărturisim cu adevărat iubirea față de biserica noastră din Sâi, cât și dorința noastră de a o păstra în continuare vie și
să ne mândrim puțin, dar nu o mândrie luciferică, ci o mândrie, așa să zic, printr-o smerenie sfințitoare, care să ne facă să vedem partea cea mai frumoasă pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu însăși biserică. La mulți ani și spor în lucrarea faptelor bune, Părinte scump și drag. Și dacă am început vorbind despre Măicuța Domnului, vom încheia tot vorbind despre ea sau rugându-o pe ea să vorbească despre noi înaintea lui Dumnezeu. Rugăciune către icoana Maicii Domnului Prodromița. O Fecioară preamărită, în frumusețarea prodromiților și lauda închinătorilor, Tu i-ai spus Sfântului Petru Atonitul că muntele Atonului l-am ales din toate părțile pământului și am hotărât să îl afierosesc spre a fi destulată locuință monahilor și pusnicilor. Și în acest munte ai voit aduce icoana ta, o împăcarea noastră cu Dumnezeu, care ne-ai dăruit noul prastic de minuni, izvorător al icoanei tale. Nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credințe. Tu, care împletești cununi după vretnicie celor ce te laudă și dăruiești cererile tuturor celor ce te cinstesc după cuvință, din negura patimilor mântuiește-ne, curățind necurăția noastră. Neadormita noastră păzitoare, care de grab îi întâmpin pe cei ce te cheamă, dat-ai robilor tăi chipul feței tale cel prea cinstit și cu totul luminos, pe care îl sărutăm mulțumind și cu dragoste și credință închinându-i-ne. Arată-ți milele tale născătoare de Dumnezeu, primind cererile de folos ale robilor tăi. Depărtează de la noi norul patimilor și al ispitelor, izbăvește-ne de toată vătămarea trupiască și sufletiască și fii mijlocitoare a mântuirii noastre. Ajută-i pe cei ce cu dragoste se închină chipului tău nefăcut de mână omenească, ca să cinstească în fricoșatele minuni semnele mai presus de fire ale icoanei tale. O pavăzătare a clerului bisericesc și sprijin al celor din cinul monahicesc, miluiește și mântuiește cu rugăciunile tale pe ortodoxi, arhierei, preoți și diaconi, pe toți monahii și pe tot poporul drept credincios care ți se închină. Ocrotește obștea părinților prodromiți și pe toți închinătorii care aleargă la icoana ta făcătoare de minuni. Caută spre noi cu milostivirea ta și cu rugăciunea ta învrednicește-i pe toți creștinii să viețuiască cu Hristos și în lăcașurile cerești să se desfăteze. Cercetează-ne, Maică iubitoare de fii, pe noi robii tăi cu darul tău și dăruiește celor neputincioși tămăduire și sănătate desăvârșită, liniște celor învifurați și mântuire tuturor în vecii vecilor. Amin.